Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Vorbește Lumea. Astăzi vorbim despre lucruri care se întâmplă în jurul nostru, vorbim despre promisiuni fără acoperire. Bineînțeles, ne referim la promisiunile făcute de PSD în campania din 2016, acel program de guvernare care, iată, acum se pare că începe să creeze cu adevărat probleme, probleme care au fost previzionate la un moment dat de către opoziție. Și sigur l-am invitat în studio Capital TV din Deva pe domnul Marius Mutulescu, consilier județean PNL. Bine ați revenit, domnule Marius, în studioul nostru. Bună ziua, bine v-am găsit dumneavoastră și bine am găsit și pe ascultătorii dumneavoastră. Dumneavoastră ați fost iarăși erou acum câteva zile la ședința de vendată de la Consiliul Județean cu Nedoara. Ați fost erou în ideea în care v-ați împotrivit așa, ca să zic așa, ați fost împotriva unei bune intenții a conducerii Consiliului Județean de a face bine hunedorenilor. Așa v-au prezentat în presă. Eu mă bucur că am devenit erou și a venit erou să le dea cadou, dar problema nu stă chiar așa. Deci, în primul rând, noi nu ne-am împotrivit alocării de bani pentru drumuri, cum au interpretat dânsii. Noi am cerut și eu am luat cuvântul în numele colegilor ca acel punct de pe ordinea de zi. În principiu au fost două puncte, ca să și introducem pe cei care ne urmăresc în, să zic, atmosfera acelei ședințe de îndată, care a fost de îndată, mă rog. Da, a fost o ședință de îndată cu o săptămână înainte de ședința ordinară. Așa. Deci peste 7 zile, adică în data de în vineri, o să fie ședință ordinară. Deci, așa, ședințele de îndată au caracter... Ședințele de îndată au caracter de urgență și se referă la anumite probleme care nu suportă amânare. Bun, și iată ce subiect a fost în această ședință de îndată. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții, modernizare și dotare laborator radiologie și imagistică medicală, laborator de medicină nucleară, extindere pentru cabinet pediatrie în cadrul ambulatorului integrat al Spitalului Județean de Urgență Deva, județul Hunedoara. Axa prioritară 8, prioritatea investiții, obiectiv investiții, operațiune, ambulatorii, mă rog. Și punctul 2, proiect de hotărâre privind modificarea programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri județene pentru pe anul 2018. Acum, dumneavoastră spuneți că va fi în această săptămână, săptămâna în care suntem noi, va fi o ședință de... Ordinară, da. În care se va relua acest punct. Da. Deci, la primul punct, cel cu Spitalul Județean de Urgență. Toți consilierii PNL au votat acest punct fără niciun fel de problemă. Deci era într-adevăr o prioritate, o urgență, pentru că era vorba de fonduri europene și era o aberație să piardă fonduri europene sau să ne opunem sau să... Bun, dar și aici, cum să zic eu, urgența... Se datorează cui, până la urmă? Că, de obicei, știu că există termene pentru depunere de documentații pentru fonduri europene, dar dacă te lași până în ultimele zile, atunci sigur că treaba devine o urgență, nu? Deci nu vreau să comentez faptul că ședințele de urgență, mai ales pe spital, sunt cam de 2 ori pe lună. Ba, pentru că Ministerul Dezvoltării le întoarce proiectul înapoi, sau mai știu eu care... Dar... Asta deja sunt problemele conducerii Consiliului Județean și dânsii, dacă nu știu să le rezolve, este problema lor. Dar noi, ca și consilieri județeni PNL, considerăm că, indiferent că își fac dânsii datoria în ultimul moment sau că nu și-o fac și le întoarce proiectul înapoi, noi nu punem piedici și participăm la vot și votăm orice proiect pentru dezvoltarea județului și mai ales în problemele care sunt în spitalul de urgență. Știți bine că sunt o grămadă de probleme și ar fi culmea să nu fim alături de aceste proiecte și să le votăm cu prioritate. Deci am participat întotdeauna la ședințele de îndată, când au fost proiecte de genul ăsta, cum este cel cu alocare de fonduri pentru spitalul de urgență, s-au votat fără niciun fel de probleme. Vis-a-vis de punctul 2,
care este mărul discordiei, să zic așa, în săptămâna care a trecut. Este cu totul. Să mai spunem un lucru, că în 15 octombrie, adică exact cu o săptămână în urmă, conducerea Consiliului Județean a avut o întâlnire cu reprezentanții firmelor de întreținere și reparații drumuri din județul Hunedoara. Deci a fost o întâlnire de lucru, mă rog, un fel de înțelegere, un fel de parteneriat s-a stabilit acolo. Doamne, deci, bun, partener. Poți să fii cu oricine și în orice problemă, dar sunt niște criterii foarte clare de acordare prin licitația unor lucrări. Am auzit niște discuții și afirmații de genul că firmele de drumari care au participat la aceste întâlniri au fost firmele de casa lui Molos și a PNL-ului. Asta bun, ideea și care acum, sunt aceleași firme. Și acum vin și stau și dânsii de vorbă și am înțeles că vor să mărească parteneriatul cu aceleași firme. Păi bun, și acum care e diferența? Deci cât or fost al lui Molos și a PNL-ului n-or fost bune pentru că erau, știu eu ce, firme de casă și nu știu cum, dar acum dânsii vor să facă o extindere a colaborării. Păi domne, firmele de drumuri sunt câteva, că nu mai sunt multe în județul ăsta. Parteneriate se bazează strict pe, domnule, asta e lucrarea, ăsta e prețul. Nu sunt licitații și așa mai departe. Nu știu ce parteneriate le trebuie lor mai mult decât atât. Dar noi, la ora actuală, Consiliul Județean, conducerea Consiliului Județean, este partener cu toată lumea. E foarte bine. Bună, dar să, imagine, să le materializeze, da, în ceva aceste parteneriate. Pentru că parteneri am fost și cu doamna Firea la București când am făcut parteneriatul pentru centenar și... Nu e și nimic, dar o să discutăm asta probabil la alt punct. Da. Și așa mai departe. Dar ideea pe care am susținut-o noi la acest punct de pe ordinea de zi privind modificarea programului de reparații la drumuri a fost datorită faptului că, în afară de faptul că a fost o ședință cu caracter de urgență, dânșii au adăugat acest punct în ultimul moment ca punct suplimentar la primul punct de pe ordinea de zi. Da. Iar în spatele acestei motivări nu era nimic. Erau niște tabele în care se spunea că se iau niște bani de la defrișări și se trec la, știu eu, plombări de drumuri sau bun, așa mai departe. Să zic eu, sensul acestui punct ar fi generat de intenția, sau mă rog, de dorința drumarilor de a renegocia anumite tarife, că am înțeles că la acea discuție, la acea întâlnire s-a discutat și treaba asta. Deci da. Noi, consilierii județeni, nu am fost informați cu absolut nimic și tocmai asta este problema. Deci în momentul în care tu vrei să faci o hotărâre de Consiliul Județean cu caracter de urgență, ceea ce înseamnă că ori calamitate, ori cu tremur, ori știu eu ce Dumnezeu o fi pe acolo, dar nu s-a pus problema. Și s-a luat și niște bani. Deci era vorba de o sumă de 627 de mii de lei, da? Care se iau de la defrișări și așa mai departe, să trec la alte lucrări care se pot face în perioada asta. Deci e vorba de aproape 7 miliarde. De 7 miliarde, da? Bun. Noi am întrebat... Ok, le faceți. Dar pe ce drumuri le faci? Pentru că în motivarea pe care o avea această hotărâre, nu era trecut niciun drum. Dom'le, drumul DN1, DN de la kilometru cu tare. Bun, la cine le dai? Și noi ne-am ars de câteva ori prin faptul că toți banii ăștia au fost alocați la primarii, adică cei interesați de zonele PSD-ului. Și atunci am întrebat, domne bun, dacă ne dai, dacă transferi acești bani, pe ce drumuri îi pui? Nu ne-a răspuns nimic. După ce au văzut că acest punct nu că a picat, că l-am căzut noi, păi l-au căzut dânsii, că n-au avut forum, că dacă se prezentau toți consilierii PSD, quorum, da. Trecea, da? Noi bun, am amânat acest da, punct și l-am rugat... mai pe larg. Deci, în principiu, din când am înțeles, în acest proiect de hotărâre, un singur punct trebuia
votat nu majoritate simplă, da? Bun, deci eu l-am rugat pe președintele Consiliului Județean scuze, să amâne pentru ședința ordinară, când era obligat, conform legii, să ne pună toate documentele... Adică peste care stau, 4 zile, da? Peste 4 zile. Să ne pună toate documentele care susțin această hotărâre. În comisie, să ajungă în comisie. Să le discutăm în comisie, să vedem și noi ce drumuri beneficiază de acești bani. Da. Nu să o facă pe caracter de urgență, cum le face de obicei. Asta, cele... fiind în momentul respectiv, nu, fiind obligația să ajungă în comisie. La ședințele de urgență nu se fac comisii, deci se trece direct la vot. Și eu l-am rugat să amâne acest punct pentru o ședință ordinară, care o aveam peste câteva zile, și în care putem să discutăm în comisie, să vedem exact ce și cum. N-am zis că suntem împotrivă, l-a rugat doar să ia în calcul această rugămintea noastră de a amâna pentru ședință. Bineînțeles că conform modului în care discută dânsii cu opoziția ca partener de dialog, adică, la faptul că nu s-a pus problema, a zis să se supune la vot și deci la vot a trecut. Da, bineînțeles. Da. Bun, ok, a trecut la vot, s-a introdus pe ordinea de zi, iar la punctul respectiv, consilierii PNL nu au participat la vot și în astfel de cazuri rămânând fără forum, pentru că PSD-iștii nu s-au prezentat toți la ședință, n-au avut forum, n-au avut forum și au picat. Păi să nu creadă PSD-ul că PNL-ul este remorca de vot a lor și că trebuie să le trecem noi toate hotărârile de consiliu pe care ei le fac pe ședințe de îndată, doar așa de dragul de a participa la ședință. Nu, domnule, dacă vrei și susții punctul de vedere, păi vină la ședință și votează-l. Unu. Și doi. Nu este o ședință, nu avea acest punct caracter de urgență. Săptămâna asta intră în comisii, se analizează banii, în ce parte și unde se duc, pe ce drumuri se duc, se votează și trece. Noi n-am spus că nu votăm alocare de bani pentru drumuri. Nu. Am zis vrem să știm exact pe ce drumuri se aloc aceste... Să nu ne trezim cumva că drumurile sunt gata făcute și noi mai dăm niște bani pe ele, nu? Și aici vi s-a reproșat că ați votat, mă rog, au fost împotriva repartizării banilor pentru drumuri chiar la Vălișoara, unde primar este un liberal, domnul Rovinar, nu? Păi dacă domnul Bobora e așa de darnic cu domnul Rovinar de la... O să vedem acum câți bani o să primească... Adică vineri. Vineri, da, de miercuri, că miercuri sunt comisii. Da. Da. Câți bani o să se aloce la Vălișoara? Pentru că pe poveșcă, pe cuvântul meu că îți dau banii, noi nu mai credem așa ceva. Dom'le, scrie aici, acești bani se alocă toți pentru Comuna Vălișoara. Bine, să nu neapărat toți, dar o parte din ei, nu? Păi nu, așa a zis, că acești bani erau destinați pentru... Păi domnul Avram a făcut afirmația că acești bani erau destinați pentru un drum care era în zona Vălișoara, da? Bun, hai posibil, să vedem. Haideți să vedem dacă, într-adevăr, cei 627 de mii de lei vor fi alocați toți pentru acest drum. Eu sunt foarte curios. Și chiar vreau să îi spun la domnul Avram că chiar îl rog să facă gestul ăsta. Domnul Avram, și... Consiliul Avram fiind nou administrator. Exact. Și eu o să-mi cer scuze pentru faptul că n-am avut încredere în cuvântul. În afirmația dânsului, pentru că a ne da cuvântul prin Consiliul Județean, asta mie se pare o chestie care nu-și are rol. Deci noi votăm hotărâri de Consiliu, noi votăm proiecte, nu ne dăm cuvântul pe la colțuri unul la altul. Dar asta e cu totul altceva. Noi o să votăm în cunoștință de cauză, iar 5 zile, dintre care vineri a fost ședința, sâmbătă, duminică, oricum erau zile nelucrătoare, nu s-a întâmplat nicio catastrofă cu acest drum să nu se mai poate face. Foarte bine să fac și e bine să știm exact pe ce drumuri dăm banii. Iar în privința sumelor pe care atâta tantam se face pe 627.000 de lei, cât e suma respectivă, când s-au alocat aceiași bani, tot 600.000 de lei pentru 3 catarge, nu era niciun fel de problemă. Da? Iară cu ședință cu caracter de urgență. Am întrebat, domnule, pentru ce să dau banii ăștia și care-i caracterul de urgență a acestor 3 catarge? De nu le putem discuta în comisii, să vedem și noi devizele, de ce costă 600.000 de lei
trei catarge și să vedem dacă nu există o posibilitate de a fi, găsi o variantă mai ieftină, da. Nu? Păi probabil că treaba ar fi trebuit rezolvată la începutul anului, că mai un pic și se gata anul centenar. Să termină centenarul, da? Și noi, da, urgența, bun, și urgența respectivă costă județul Hunedoara 6 miliarde de lei vechi, da? Și pe trei catarge care nu știu dacă se vor termina la 1 decembrie. Păi centenarul ăsta nu-i numai 1 decembrie, nu, e un an de zile. Corect. Nu? Și noi ne trezim acum în decembrie că... Am auzit propuneri că se va întinde pe 2 ani. Da, pe acum am văzut că era și pe 200 de ani pe un banner sau... Mă rog. Hai să fiu. Da? Păi, domnul Goia, nu vă supărați. Dar când stai acolo la prezidiul ăla, nu dumneavoastră și cu mine, cei care stau acolo... și în 6 luni de zile încasează salariile de 600 de mii. Adică ce să înțeleg? Că în jumătate de an mai puteam face un drum cu salariile dânșilor, nu? Și nu ești în stare să faci o hotărâre ca lumea, ca să treacă? Da. Păi nu noi am picat-o. Dânșii n-au făcut-o ca lumea. Dânșii n-au vrut să informeze exact unde se duc banii ăștia. Lipsa asta de transparență îi pune în situații neplăcute. Bun, dar PNL-ul nu este obligat să le apă domnul PSD-ist de mână să-l aducă la vot. Hai, domne, ca să streci hotărârea. PNL-ul nu este obligat să stea la mila lui Bobora sau nu știu cui. Domnule, nu vă supărați. Poate ne spuneți și nouă, înainte de ședință, unde doriți să repartizați sumele astea de bani? Pe ce drumuri? Pe ce proiecte? Nu. Noi... să înțeleagă foarte bine și domnul Bobora bine, și toți din PSD că PNL-ul este în opoziție și PNL-ul sancționează greșelile pe care dânșii le fac. Și dacă dânșii vor să stea la masă și să ne discute și să poartă un dialog civilizat și onest, trecem orice proiect care este în folosul cetățenilor. Dar nu trecem proiecte de gen stil catarge cu 6 miliarde 3 catarge. Am trecut ieri pe lângă Alba Iulia, în curtea unei firme private care se ocupă cu, mă rog, poate nu-i voie să dau denumiri, Transavia. Da. Era un catarg de genul ăsta. Era duminică, că dacă nu opream, dau să mă informez. Să văd și eu cât a costat un catarg la Transavia, pentru că ăla l-a făcut privat în curtea lor. Și eu sunt convins că nu plăti 6 miliarde pe 3 catarge cum plătim noi în județul Hunedoara. Bun, oricum o numită parte a presei v-a prezentat ca vinovați pentru povestea asta. Domnule, vinovați sunt că noi întrebăm unde pe banii pe care dânșii vor să-i repartizeze conducerea PSD, CJ, PSD, că întrebăm unde se repartizează acești bani, de asta suntem vinovați. Da, dacă de asta suntem vinovați, într-adevăr, îmi asum vina. Îmi asum vina și mi-o susțin, pentru că este normal să întreb pe ce bani cheltui, pe ce drumuri cheltui banii și câți bani cheltui. Nu este normal să votez un proiect de hotărâre care n-are nici nimic în spate. Parcă, mă rog, în anumite situații... în momentul când se prezintă un proiect de hotărâre, parcă se mai dau și explicații. Da, sunt niște... explicații în timpul ședinței, am auzit. N-au dat, pentru că... Deci nici asta n-au făcut. După ce s-a terminat ședința, a pus mâna pe telefon să-l sune pe primarul de la Vălișoara, să-i spună, Mircea, vezi că peneliștii tăi s-au tăiat banii. Nu, peneliștii lui au avut grijă ca banii ăia să ajungă acolo, la Vălișoara, și să nu-l să-i spună că îi fac drum acolo și să ne trezim cu drumul făcut pe la Ninoasa sau nu știu pe unde Dumnezeu. Nu că n-ar trebui făcut și acolo. Nu că n-ar trebui făcut și acolo, bineînțeles. Bun. Dar dacă tu scrii în hotărârea aia de Consiliu, domnule, banii ăștia se alocă pentru Vălișoara, pentru Ninoasa, pentru nu știu ce, atunci da, știm și noi că banii aia sunt necesari acolo și votăm cu mare drag. Foarte clar. Rămânem la drumuri, la întreținere, la reparații, drumuri și poduri. Lucrurile au întârziat foarte mult. Vine iarna, deci nu, ceva se întâmplă. Da, totuși, vine iarna. Am înțeles că ștrabagul este tras de urechi. Așa. Păi, pentru ce? Ce caz? Deci eu, după câte știu, această licitație a fost tergiversată 20 de luni.
da? Pentru drumul ăsta din Părâng. Tergiversată sau da, pentru că contestată? Nu, tergiversată. Nu s-a făcut documentația necesară, au întârziat. Că se motivează de multe ori că se contestă. Păi nu, dar nu ar ajuns și să conteste, da. Că ei n-au făcut-o. Deci 20 de luni înseamnă aproape la începutul mandatului lor, nu? Deci au reușit Consiliul Județean, conducerea Consiliului Județean a reușit performanța ca la jumătatea mandatului să vină cu zero realizări drumuri. Zero. Deci nu poate să spună că au făcut un drum de la A la Z. Bun, eu tot nu înțeleg un lucru. Și atunci vii și spui, domne, am semnat contractul, deci noi nu ne-a trebuit onor specialiștilor pe care avem și conducerii să facă în 20 de luni o licitație, să o pregătească și vii peste nici o lună de zile de când ai predat lucrarea constructorului să-l tragi de urechi pe ștraba că nu e în stare să facă 3 km de drum. Dom'le, eu m-aș mira ca ștrabagul să nu reușească să facă 3 km de drum. Păi ștrabagul lucrează în toată Europa asta și vorba aia, toată lumea știe de ștrabag, dar de Bobora și de Andronache și de... cred că nu știe nimeni. Dar, dacă tu acum vii să spui că ștrabagul... păi eu nu știu, probabil că ar fi niște... nu, vor să scoată ștrabagul de acolo, să-i tragă de urechi, că n-or făcut. Pe cine Dumnezeu îți aduce utilaje în Părâng, în prag de iarnă? Mai avem un pic și suntem în decembrie, nu? Și oamenii așa au făcut un calcul. Bun. Trec 4, 5, 6 luni de zile și n-au făcut nimic, e altceva. Dar tu ai semnat contractul acum și peste 3 săptămâni te duci la el, domnule, n-ai depinde făcut. Depinde și ce e stipulat în contract. Eu nu fac... a fost o poziție oficială luată? Da, bineînțeles. Deci a fost și în presă. Marea întâlnire și control... control a conducerii CJ în Părâng și atenționarea firmei Ștraba că nu-și fac datoria. Mă rog, e problema lor. Eu nu fac acum... Da, nu susțineți cauza. Susțin cauza constructorului. Se merge foarte mult pe imagine. Se merge merg pe imagine. Pe prezentarea de situații, mă rog, care și manipulează și deturnează... Domnul Goian, problema imaginii este că ei în 2 ani și ceva de mandat n-au terminat un drum, n-au 0 km de drum făcut. Asta e problema. Asta e problema județului. Deci, până acum aveau probleme cu PNL-ul. Bun, PNL-ul a făcut drumuri și au făcut drumuri bune. Au finanțat și au reușit să scoată drumuri bune. Că a fost Moloț, că a fost Adi David, că o fi fost și nu mai fi fost pe acolo, dar drumurile s-au făcut în județul Hunedoara. Și vă dau exemplu. Drumul de la Hunedoara la Mănăstirea Prislop, da? Bun. Noi l-am făcut până în... Bine, Panglic au tăiat-o PSD-ul. Da. Panglic au tăiat-o PSD-ul. Da, pe 7 km de drum. Le-a trebuit 2 ani de zile să facă... să termine 7 km, să finalizeze 7 km de drum care erau începuți de noi, da? Drumul care traversează județul de la Simeria până în Valea Jiului, până la Petroșan, la ieșirea spre defilă. De da? Dar acest drum a fost făcut de PNL. Pentru că știți bine cum arăta. Da, și l-am făcut. Și arată bine și să circulă bine și astăzi, acum. Da, e corect, ai apreciat. Drumul de la Deva la Hunedoara, care s-au făcut pe 4 benzi. Da, domnule, l-am făcut, că acum s-a stricat și dâns și nu sunt în stare să astupe 4 gropi. Pe nu, se semnează contracte, și se anunță în presă că se atrag fonduri europene. Și să schimbe becurile, pentru că acest drum era luminat. Tot prin a fost o porțiune investiția PNL-ului. Bun, acum dacă dâns și nu reușesc să schimbe becurile, să lumineze, noi suntem de vină. Păi nu au niciun fel de scuze. Ce scuze să ai când tu nu ești în stare să raportezi un kilometru de drum făcut într-un mandat? Da, știți care e, că am văzut că e o modă asta, să tot ieși în presă și să spui că ai dat mâna cu nu știu cine, ai făcut parteneriate, că ai semnat nu știu ce contracte de fonduri europene, că ți s-au apropat, că nu știu ce. Dar unde sunt, domne? Unde sunt? Foarte ciudat, da. Haideți să luăm, avem un proiect pe ordinea de zi
la ședința asta de, de vineri, da? Da. În care proiectul respectiv se referă la majorarea de capital social pentru Parcul Călan. Parcul Industrial da. Călan. Da. Și la ce se referă acești bani? Pentru că, la ora actuală, Parcul din Călan, Parcul Industrial din Călan, care are în jur de 46 de hectare suprafață, este aproape zero. Deci au avut două firme care au concesionat teren acolo, da, și da, au avut activitate, Transilvania și Eurofarmul, care în total aveau undeva la 10 hectare concesiune, și ăia se retrag. Și rămâne parcul gol și noi vom plăti banii europeni pe care i-am cheltuit pentru acest parc. Asta, ca să detaliem un pic, orice implicare a banilor europeni înseamnă niște obligații, înseamnă niște, mă rog, lucruri care trebuie realizate în următorii ani. Și atunci și venim și majorăm capitalul social, că nu mai au bani de pază, nu mai au bani de întreținere și așa, de curent și așa mai departe. Păi bun, asta probabil că e măsură luată sau propusă de nou administrator, de nou Costel Abraham, care am înțeles că e interimar, administratorul Parcului Industrial Călan. Este numit Goian, recent. Problema acolo este în felul următor. Noi am făcut parcul ăla pe Neleu. Dacă tot timpul ne acuză că ce-am făcut, da, am făcut parcul. Da, Mircea Molos l-a făcut. Și cu consilierii de atunci. Da, au susținut proiectul și cu primarul de la Călan, cu Iovănesc, au reușit să facă acest parc ruinele alea care erau acolo, le-au curățat și au făcut acest parc. Dar să-l mobileze, pentru că dânsii, în afară de faptul... Cu firme, bineînțeles. Da. Păi da, bun, și acum, adică mai, au fost două firme și alea pleacă. Oare din ce cauză pleacă? Oare din ce cauză conducerea Consiliului Județean, în loc să meargă în plimbări în China, nu s-au dus să vadă, băi frate, ce se întâmplă cu parcul ăsta? De ce nu sunt investitori? Bun, s-au dus în China. L-au luat pe domnul Iovănesc, pe primarul de la Călan. Zic, domnule, dumneata, ăla e un parc industrial aici, da? Hai să vedem, poate găsim investitori, nu? Să vedem dacă, da? Păi te duci în China cu doamna consilier, soția primarului de la Ninasa. Bun, e foarte bine că s-a dus și doamna. Probabil că, știu eu, lanțul lor de magazine cu tricouri și așa mai departe, dezvoltă afaceri cu chinezii. Dar un primar ca Iovănesc, care are o activitate și o experiență îndelungată în domeniul administrației și este direct interesat ca locuitorii din zona Călanului să aibă loc de muncă, pădânsul ei, te duci cu directoarea de la spital ca să vină cu știu eu ce minunății de acupunctură și așa mai departe. Dar dacă ar fi venit, dar nici aia nu ar venit. Bine, și unde-s chinezii aia atunci? Bine, nu mai sunt nici chinezii care trebuiau să investească la Mintia și mulți alți chinezi. Și atunci, și atunci am făcut, nu? Ne-am tot dus până în China și am venit înapoi cu câte un grup de consilieri. Da? Și uite, ajungem în situația în care vom plăti zeci de milioane de euro pentru faptul că parcul din Călan, parcul industrial din Călan, va fi închis, nu? Mă rog, bani pe care îi plătiți dumneavoastră și cu mine cu alții. Da? Luăm deci și cazul... 0 km de drum. Da? Parcurile industriale, nimic. Uitați-vă la parcul din Simerea, parcul industrial de Simerea. Păi da, bun. Vreau să vorbesc. Deci și acolo pericolul e... Păi și acolo e același lucru. Probabil că e... Bun, e mișcare mai mult un pic acolo totuși. Au mai făcut câte ceva. Da, ce-au făcut? Au venit cei de la Bosch, au cumpărat teren lângă parcul industrial. Oare nu vă întrebați așa din ce cauză? Dom'le, bun, dar oamenii ăia, dacă aveau parcul aici, de ce ori fi cum? Pentru că n-au încredere în conducerea asta, Consiliul Județean. Și au închiriat niște birouri până își fac ei, până își termină birourile, că le trebuie pentru inginer, pentru organizare de șantier și așa mai departe. Suntem foarte fericiți că a venit Boșu și a închiriat niște birouri ca să aibă câțiva oameni care i-are acum pe șantier unde să-și pună documentație. Păi asta înseamnă un parc industrial? Asta înseamnă realizările PSD-ului din județul Hunedoara cu care se laudă domnul Bobora și domnul Nistor?
Bine, promisiunile au fost fulminante. Păi promisiunile au fost, nu? Deci văd că se schimbă. Managerul Consiliului Județean se schimbă, da? Administratorul, da? Administratorul public, da? Da, tot un manager, fel de manager, da? Corect, da? Da. Bun. L-au schimbat. Ștefonii săracu capotat, Dumnezeu să-l odihnească, că atâta lor stresat să ajungă la serviciu, doi ieși mai repede din spital cu două zile și opățit și opățit. Bun. Și? Ce realizări au? Care sunt realizările? Că promisiuni... Domnul Boian, era vorba de... Haideți să terminăm cu drumurile și cu asta, cu investițiile. Da. Păi turismul ăsta care, și dacă spuneți turism, haideți să vă spun, da, într-adevăr au venit aici ca și turiștii în campania electorală de la primăria Deva, o grămadă de miniștri, că nu încăpea Deva de ei, cum umblau prin cartiere, și au promis mare acusarea că fac legătura la autostradă, da? Unde-i? Că eu nu o văd. Se lucrează. Au rămas oameni, se lucrează. Au rămas oamenii ăștia de peste linie, din cartierul Grigorescu, fără cale de acces. Da? Corect, s-au făcut promisiuni serioase în campania. Venea domnul Nistor cu domnul Bobora și la mijloc era ministrul transportului. Zice, una, două vă fac, două pasarele. Una pentru mașini și una pentru pietoni. Și oamenii ăia stau izolați acolo. Sunt o grămadă de firme private, mici, mari, cum sunt ele, contează, fiecare, cu câți oameni pasă, da? Care vor da faliment. Vor da faliment din cauza faptului că nu mai au pe unde circula. Și atunci noi ce să facem? Să stăm în Consiliul Județean să-l aplaudăm pe Bobora că ce? Că nu-i stare să faci. Că PNL-ul îi devină, că îl întreabă, domne, bun, bruma aia de bani care cât salarul lor pe 6 luni de zile, da? Salarul aparatului. Nu aparatului, numai celor de la masa din prezidiu. Wow, da? Asta e, deci asta este, da? Deci atât ai. Da? Deci, așa, ei îl cheltuie pe un drum. Bun, și vezi, doamne, că le-am blocat. Pe mai bine le blocam lor salarul, că era mai bine. Erau mai câștigați locuitorii județului. Da, clar. Bun, vorbim despre turism, pentru că și acolo, până la urmă, drumurile au un rol important în dezvoltarea turismului, nu? Într-o comunitate. Domnul Goian, am participat la Novi Sad la o adunare a regiunilor europene și am văzut cum se pune problema acolo de turism. Am văzut cum se pune problema de finanțare. Deci nimeni în toată Europa asta... Probabil că dăm și iau exemplu din China, că toate ziua sunt în China. Merg pe regiuni de dezvoltare, pe proiecte regionale. Nimeni nu merge pe 5 km, că îl iau pe ăla de aici cu autocarul și îl duc până acolo. Toată lumea lucrează pe regiuni de dezvoltare și pe proiecte regionale în care să atragă turiștii, să atragă investitorii, să atragă forță de muncă și așa mai departe. Ori noi ne ducem pe nimicuri. Noi mergem exact invers. Toată lumea vrea... Am vrut să implementăm, dar n-am mai reușit să facem această conurbație. Ne-au criticat atunci de nu se poate. Că ce? Cum? Nu se poate. Așa ceva nu s-a mai văzut. Bun, și acum vor să facă conurbație, da? Și la Petroșani și la și pe regiunea Petroșanului și pentru că nu că a cerut Nistor și cu Bobora. Nu, primarii s-au deșteptat și-au dat seama, domnule, asta e viitorul, altfel nu putem atrage fonduri europene, altfel nu le putem dezvolta. Uitați-vă că primarii din PNL, din zona Ardealului, s-au întâlnit la Oradea sau la Timișoara, și au format o asociere pentru atragere de fonduri, pentru că banii... De Timișoara, Arad, Oradea... Și acum vrea să intre și Deva. Așa și Hunedoara, da? Exact. Deva. Bun. Păi oamenii ăștia, din ce cauză s-au dus acolo și au încercat să facă lucrul ăsta? Pentru că nu îi bagă nimeni în seamă la București. Dacă nu ești PSD-ist, n-ai dreptul la fonduri, n-ai dreptul la nimic. Și atunci au făcut lucrul ăsta. Au început să scoată vorbe că vor să rupă Ardealul. Dom'le, deci nu mai știu ce minun să mai... Dar ei nu fac nimic. Adică doar strâmbe și bețe în roate. Atâta le pun oamenilor ăștia.
Da. Rămânem la turism. Se fac tot felul de, mă rog, raportări festiviste, că au crescut numărul de vizitatori. Și bun, că... acum, deci, domnul Brilinski, am înțeles că a fost schimbat, da? Da, pe motive acum, de nervi, de da, supărare. Da, pe măsură că n-a atras turiști în zonă sau așa mai departe. Da, nu știu, mă rog, exact. S-au scos ochii cu alte lucruri, da. Așa, bun. Că și... nu vrea să dăreme nu știu ce construcție bun. Făcută ilegal acolo. Da, că... eu vă întreb... Bine, aș zic așa, deasupra fenomenului a răzbătut foarte clar intenția de a-l executa, pentru că nu mai convenea. El este un om care spune verde în față ce gândește, ce crede. Și e clar că nu n-a mai respectat disciplina așa de mult cerută de către domn. Acum 2 luni de zile, da. Colega mea, consiliera județeană PNL, Oana Frânc, a spus în plenul de ședință că se urmărește schimbarea domnului Brilinski și a și dat numele înlocuitorului. Da? Da, un domn din... Iar atunci vicepreședintele... Da, da, nu știu ce, mă rog, iară președinte PSD de organizație, că nu-i mai satul pe Dumnezeu să-i mai pună pe toți în funcție. Acum trebuie să mărească aparatul administrativ, cred că trebuie să treacă și în alt județ, că nu mai au locuri să pună toți președinții de comune în toate funcțiile. Dar Oana Frânc a spus, domne, dumneavoastră doriți să-l schimbați pe acest om pentru a pune pe nu știu cine de la PSD, de la Comuna Părăștioara sau nu știu de pe unde. Bun. Nu e adevărat. Domnul Brilinski este un om pe care noi îl admirăm, pe care noi îl susținem. Asta a spus Sorin Vasilescu. Și după 2 luni îl schimbi. Păi cine a avut dreptate atunci? Da. Bun. Că îl schimbi, îl schimbi. Dar eu vreau să vă întreb altceva. Ați văzut dumneavoastră raportul făcut de UNESCO? Pentru că cu câteva luni în urmă au venit, dacă rețin bine, 3 inspectori membri din UNESCO, comisia, din Comisia UNESCO, UNESCO de da. Evaluare, da? Ca să evalueze activitatea și ce se întâmplă acolo. Și probabil dânsii au făcut un raport, că oamenii nu ar fi venit așa numai de nebun ca să se întâlnească cu Bobora sau cu Vasilescu pe acolo să beau un șpriț, nu? Clar, da. Au venit să vadă despre ce e vorba, să discute și au făcut un raport. Păi dacă oamenii au făcut raportul și domnul Brilinski a ieșit bine raportul ăla, înseamnă că l-au apreciat. Și dacă nu, vină domnule cu raportul, nu-l ține pe la sertare pe acolo ascuns și spune, domnule, uite care e problema. În urma raportului făcut de către cei care au venit din partea UNESCO, au fost constatate următoare, vinovat se face cu tare, da? Și atunci, într-adevăr, poți să spui, da, domne, trebuie schimbat. Dar unde e raportul ăla? Că eu nu l-am văzut și sunt consilier județean, nu l-a citit niciodată nimeni. Ne-a chemat atunci foarte bine să... la poze, la așa mai departe, i-au adus imagine, pe oameni. Da, imagine. Imagine. Așa, și bun, și de aici încolo, salut. La revedere, drum bun. Acum îl schimbă pe omul ăsta. Părerea mea e că e bine, oricum, o altă răzbunare politică. Clar, da? Așa este. Deja suntem așa, obișnuiți așa cu el. A reușit și oricum o să urmărim fenomenul, pentru că bun, s-a făcut schimbarea. Mă rog, se zice că domnul Brilinski și-ar fi dat demisia, că nu am mai fi fost de acord cu anumite lucruri, dar păi dacă îl duci pe om da. În starea în care să-și dea demisia, adică atunci, știi atunci cu ce ăsta, ăsta e managementul da. Consiliului Județean, adică, domnule, dacă nu, dacă nu pleci, dacă nu poți să te schimbi, atâta te sictirezi până pleci, nu? Corect. Păi bun, și atunci... Dom'le, eu vă mai întreb o dată. Oamenii aia de ce spuși acolo? De ce plătim salariile astea cât un drum județean în scădouă, nu? Pe 6 luni de zile. Ca să ce? S-a votat. Ca să ce? S-a votat. Ca să votat, sigur că da. Că s-au mărit salariile până în urmă știu de ei. Da? De. Și pentru ce? Ca să ce? Ca să faci 0 km de drum? Eu mă mir ce o să scrie oamenii ăștia în raportul lor la sfârșitul anului. Ce o să scrie? Frumos. Subsemnatul președinte de Consiliul Județean, vicepreședinte de Consiliul Județean,
Am executat 0 km de drum. Vă rog frumos. Să nu credeți că va vor scrie asta. Da. Credeți? Nu da. Cred. Și proiecte, vor bun. Fi, studii da. De fezabilitate de deci, numai în cap. Atenție, da? În județul Hunedoara urmează să intre sute de milioane de euro. Unde, doamne? Unde sunt alea? Păi așa tot citesc. Că o să, stau la marginea județului toată ziua să mă uit cum se uita buna după american. Să văd și eu când intră supele alea. Așa citesc în presă. Că și de unde intră? Proiecte peste proiecte și că urmează să vină sute de milioane. Domnul Goian, săptămâna asta... Am înțeles că 400 de milioane. Săptămâna trecută am discutat cu directorul de la Cluj, care este directorul Tetaromului, Tetaromul fiind firma care administrează parcurile industriale. Deci au peste 11.000 de angajați în firmele care sunt în parcurile industriale din Cluj. Da. Și la ora actuală se construiește Tetarom 3 pentru că sunt mobilate în proporție de 100% și nu mai au loc. Și l-am întrebat pe domnul ăsta: dom'le, dar cum faci? Pentru că noi închidem parcuri. Nici ei n-au autostradă la Cluj. Nu? Nu, așa e. No. Bun. Cum faceți? Și mi-a spus: dom'le, uite, am fost la un târg în Nuhen, da? Însoțit de ăla, de ăla, de ăla, de ăla, de... Și am făcut contracte acolo. Am fost în la târgul de nu știu unde și am găsit acolo investitor și așa mai departe. Păi omul sfințește locul. Dar președintele Consiliului Județean de la Cluj, pentru că și Tetarom aparține tot de Consiliul Județean. Da. Da? Păi omul ăla se implică, domnule. Omul ăla se implică și îl interesează soarta județului. Îl interesează dacă oamenii ăia de acolo au de lucru și cum o duc. Bă, doamne, să știți cum se votează, apropo de cum merg lucrurile la Cluj, cum se propun sau cum se stabilesc prioritățile în legătură cu proiectele care se vor implementa sau se implementează. Știți cum procedează? Primăria, de exemplu, vine cu o listă, propune pentru dezbatere publică 30 de proiecte, și cetățenii votează. Și în funcție de proiectul care obține cele mai multe voturi, se stabilește ordinea. Da, asta okay. E primul, al doilea, al treilea, al patrulea. Nu stabilesc funcționarii sau șefii de acolo ce urgențe sunt. Cetățenii votează. Exact. Da, asta face și domnul Ancea acum. Deci domnul Ancea a început să dea drumul la acest... O metodă și, extraordinară, și, adică da, democrație... Păi asta înseamnă, domnule, să conduci managerial și să te uiți la lucrurile bune care le fac alții. Că de-aia s-a dus la Oradea și a luat legătura cu primarul de la Oradea și a dezvoltat acel punct pentru cetățeni în care... Da, e vorba de Invochioșcu, cu care funcționează sigur, și... Da, și toate serviciile sunt acolo și așa mai departe. Da, și o chestie normală, civilă. Civilizată, nu? Bun, e foarte bine. Am trecut un referendum care, mă rog, a dezamăgit foarte multă lume, a pornit, să zic eu, da. Referendumul a fost politizat. Ca orice lucru care îl face PSD-ul, domne, unde pun ăștia mâna, ard tot, pârjolesc tot în jur. Acum au reușit să pârjolească cei mai sfânt pentru români, biserica. Au politizat acest referendum și au crezut că reușesc să atragă biserica de partea lor. Și uite că oamenii au sancționat. Dom'le, când și pe Dumnezeu îl superi, și cu Dumnezeu te ceri, și pe Dumnezeu vrei să-l furi, pentru că oamenii ăștia au vrut să-l fure pe Dumnezeu. Acest partid, PSD, efectiv au vrut să-l fure pe Dumnezeu. Și Dumnezeu a pedepsit. Păi nu poți să politizezi orice și pentru orice. Bun, și-au făcut referendumul ăsta. Și-au cheltuit 42 de milioane de euro. În loc să facă 4 spitale regionale, de care tot vorbim și de care ne tot priorități, plângem. Și așa mai departe. Da, și care tot timpul doamna Dăncilă
își mai aranjează așa coafiura și o să spună cum, da, cum o să arate aceste spitale. Deci, da? Vreau să mai sublinez încă o dată. Ni se tot spune cum va fi. Deci suntem teribil de intoxicați cu tot, dar cu promisiuni. Fă unul și ne-l arată pe ăla când l-ai terminat și zici, uite, ca ăsta o să mai facem încă 4 sau 5. Dar nu să cheltui niște bani pe un referendum ca să-i satisface orgoliile lui Dragnea și să încerci să furi biserica. Și nu numai biserica ortodoxă, pentru că a încercat să fure tot ce înseamnă... Da, am înțeles că și noi protestanții au fost... Bineînțeles. Da, în aceeași situație. Da. Efectiv, au vrut să acapareze cultele, deci să le subjuge politic în mâna lor. Și uite că nu le-au reușit. Bine, asta o dată și a doua, într-un fel, cum să zic eu, murdărind și imaginea de... De referendum în sine, exact, adică de activitate da, democratică în sine, nu până la urmă. Despre asta vorbim. Păi de ce au mai fost un referendum, nu? Cu micșorarea numărului de parlamentari, de ce nu l-au aplicat pe ăla? Pentru că, nu? Dacă tot l-am... Corect. Da. Atunci, care e problema, ce, nu? Ce încredere poate să aibă românii? Ce face? Tot merge la referendum degeaba, nu? În rezultatul unui referendum, corect. Exact. Păi cam asta. Pentru care? Care păcate, e inutil. Lucrurile inutile care, sigur, deja... Interesant totuși că românii... Asta vreau să mai discutăm un pic. Bun, să fac tot felul de promisiuni. Credeți că, mă rog, se mai înființează și partide? Deci sunt, nu știu, ori unii sunt lupți de realitate și nu înțeleg. Nu înțeleg pe români sau nu înțeleg ce se întâmplă sau cum cred românii sau ce cred despre ei. Sau, mă rog, poate că... Dom'le, ăștia ne cred... Figura ține. Deci ăștia ne cred proști pe toți. Asta este. Deci partidele astea înființate de către PSD anexă, pentru că ei au văzut acum că sunt cădere liberă. Încearcă să tot arunce niște sondaje pe piață cu scoruri că se mențin la nu știu cât și... Păi știe, orice, auziți, deci, domnul, mai mult decât să iese pe stradă, pentru că lor li frică să mai iasă pe stradă. Li frică că îi înjură oamenii. Nici nu-i de minare, dar degeaba mai bine cu tot felul de sondaje când pe partea cealaltă aflăm că în 2019 se vor îngheța salariile. Păi bun, ce? Deci ce orice ai mai promite sau mai face când vii cu o chestie de genul ăsta, ai anulat tot ce ai promis până acum. Problema este că noi, acum, vor trece, probabil, tot felul de măgării care vor să le facă, dar vor plăti copiii noștri. Și noi încercăm să-i aducem acasă. Păi cum să-l aduci un copil acasă când tu o să-i spui, băi, tată, peste 15 ani, după ce Dragnea va fi istorie și cu Dăncila ei, cu tot și cu mai știu eu care pe aici, tu o să trebuiască să plătești taxe și impozite de 5 ori mai mari, pentru că no, așa a fost chestia, că atunci trebuiau satisfăcute tot felul de orgolii, de orgolii și de interese, doleanțe, nu? Și de doleanțe, da. Și de pensii speciale și de minuni de genul ăsta. Și după aia facem proiecte. Proiecte pe ce să mai faci? Bun, și treaba asta cu înghețarea salariilor, mă rog, încă se discută. Păi, ministrul de Finanțe, întors, și vine ministrul în Muncii, Orguța, care zice că de la 1 noiembrie se va mări punctul salariul minim pe economie. Deci cu cât? Suntem în 20 depinde cu la 8 ce, zile, cu 9 zile. Depinde la ce oră o fi făcut afirmația, știți? Da. Și că contează și ora la care o fi făcut-o. Înainte de ora 10 sau după ora 10. Dimineața. Să știți. Da, bănuiesc că da. Da, poate fi fost mai stresată. Adică am auzit niște păreri ale oamenilor de afacere, reprezentanți. Așa ceva este incredibil. Adică cum vin peste 8 zile să anunți, să faci chestia asta, că peste 8 zile se va mări salariul minim pe economie. Deci mediul deci privat, este incredibil. Mai mult mediul decât... privat este la ora actuală debusolat. Cei care sunt în țară, aici. De unde să mai vină investitori străini când tu astăzi la ora 8 spui că majorezi salariul cu nu știu cât și le mai dai și la ceilalți care sunt cu studii superioare mai mult și la ora 10 vine colega ta ministeriasa de la muncă și zice nu înghețăm salariile, ăla zice ba le înghețăm, ba nu știu cum. Păi ce asta? Ce investitor serios vrea să investească în România când se uită la maimuțoi ăștia la televizor și nu bine, înțeleg nimic? Că scam apeții. Nu e eu zic corect așa cum că, ați spus. Nu, da. Nu, eu zic așa, adică, că
Adică făceam analogie la mapeți, că numai aia se certau între ei așa și nu înțelegea nimeni. Bine, și toată lumea râdea. Sunt păpuși acolo, da. Și în sensul ăsta, nu? Da, în sensul ăsta. Să nu-i băgăm în altă categorie. Nu. Deci ca păpușile, ca păpușile mapeți, știți? Dar nu. Bine, și acolo există un sforar ca să miște păpușile respective. Mă rog, sforarul... Ăștia nu mai au nici sforar, că la ora actuală se mișcă haotic, știți? S-au rupt firele. S-au rupt tot, deci nu mai au niciun fel de gândire. Da. Acum avem, iară, miercuri un proiect pe ordinea de zi. Vorbiți de vineri? De miercuri comisiile și vineri plenul, da. În care avem un parteneriat. Un parteneriat făcut între Consiliul Județean și Ministerul Românilor de Pretutindeni. Din partea Consiliului Județean este Direcția de Tineret și Sport, iar partenerul este Ministerul Românilor de Pretutindeni. Vorbim de Natalia Itotero, de ministru, da? De doamna ministru, da. Corect. Și se spune că prin acest proiect se urmărește sprijinirea românilor din diaspora pentru a-și păstra identitatea, cultura, lingvistica și așa mai departe. Păi și mă întreb... Deci să înțelegem. Deci vorba de Direcția de Tineret și Sport, da? Da, pentru că se adresează mai mult tinerilor. Da. Aha, bun. Și atunci eu mă întreb, și o întreb pe doamna ministru, păi când au venit cei din diaspora la București să la facă meeting, da? Cu copiii în brațe, și le-ai gazat copiii, da? Dumneata, unde erai, doamna ministru? Pe scenă, la brad, cu bobora, cu mâncând vișli și dănțuind pe acolo, în timp ce oamenii ăștia care au venit din diaspora și de care normal trebuia să se ocupe ea, da? Erau gazați, copiii bătuți de jandarmi, aruncați pe jos, pe acolo. Scenele alea care nu le poate nimeni uita. Și tu acum vii și vrei să faci parteneriat. Asta înseamnă probabil niște fonduri, nu? Niște bani. Da, bun, niște bani. Bun, păi ce încredere să mai aibă oamenii aia când el a venit cu copilul în brață, în fața guvernului și tu l-ai gazat. Ai aruncat-o pe maică sa pe jos, ai trântit-o, ai bătut-o cu picioarele, cu pumnii, cu bulanele, cu bastoane, cu ce Dumnezeu avea o mână. Iar doamna ministru era la zilele bradului cu vișli, cu ceterașii, cu hopa-hopa, nu? Baie de mulțime. Dar vreau să mă întreb, în parteneriatul acesta care va fi supus ca și proiect de hotărâre la vineri, la ședința de Consiliu. E vorba de un parteneriat în care noi... E vorba de bani, de bani care pleacă... Consiliul Județean dă 10.000 de lei, parcă, și Ministerul... doamna Intotora dă vreo 40 ceva de mii de lei. Deci casele vorbim de 50 de mii de lei. Așa, ca să ce? Păi ce faci cu 50 de mii de lei la un subiect, la un proiect de genul ăsta? Dar ce proiect, doamne, la cine te duci tu să-i spui că eu sunt ministra românilor de pretutinde? Ați aflat ce se va face cu banii aceștia? Păi o să discutăm în comisie și o să vedem, da. Da. Și ce o să facă? Ce o să-i spună la copilul ăla? Bine. Hai în țară că să mai iei încă o bătută, că... Nu? Ce o să-i spună? Deci, arată filmul de la meeting-ul din august și zic că uite, vezi, dacă vin în România, asta ți se întâmplă. Copile, da? Asta va face doamna ministru. Eu sunt tare curios ce va face. Cum o să-i convingă ea pe copiii ăștia? Că am mai auzit parteneria, că așa noi suntem foarte buni la parteneria. Doamne, Consiliul Județean, dacă nu face la parteneriat, e pe bandă rulantă, da? Deci au făcut parteneria cu doamna Firea, pentru centenar, da? Da. Păi acum, dacă dânsa e în disgrație, s-a terminat, nu? S-a terminat. S-a închis parteneriatul. S-a terminat parteneriatul, da? Bun, vreau să-l întreb și eu pe domnul Bobora câte... Sau ce acțiune au reușit să facă? Da. Sau de ce nu vine doamna Firea cu dânsul aici să se plimbe prin Deva? Nu? Să facă acțiuni? Și cu domnul Nistor, da? Și cu domnul Nistor, păi da, toți trei de mână, da?
Da, să vedem. O să-i convine la domnul Dragă. Sau acum nu mai vine, că, nu? Păi clar, păi, cum, domnule, dar stai un pic, da. Păi bun, și e noi... E de urmărit și subiectul acesta. Noi am semnat un parteneriat, nu? Da, da, știu. Păi dacă l-am semnat, atunci o le reziliem, pentru că domnul Bobora și cu domnul ministru nu se mai poate înțelege cu doamna Firea pe probleme politice. Și atunci să punem conștiința de Consiliu, reziliem parteneriatul care l-am făcut cu județul Hunedoara. Că ne împăcăm și ne sfădim și tot facem parteneriate, nu? Și noi votăm. Și noi trebuie PNL-ul, să votăm. PNL-ul, da? PNL-ul trebuie să voteze. Și PNL-ul este ciuma care nu vrea să voteze. Pe cum să votezi toate prostiile astea, domnule? Clar. Asta e întrebarea. Cum? Și aia. Pentru că știți ce spun cei de la PSD, așa, în culise. Deci, băi, noroc cu voi că îi mai stâmpărați. Bine, unii din PSD, nu toți, bineînțeles, probabil, da. Unii din consilierii PSD. Zice, băi, noroc cu voi că mai temperați un pic. Că zice, altfel cine știe ce nebune la ăștia în cap. Zice, li frică de voi. Păi da, să le fie frică. Pentru că noi de asta suntem acolo, ca să sancționăm prostiile care le fac. Și să le fie frică. Și să înțeleagă că s-a resetat totul și dacă nu o să vină consilierii lor la vot, noi nu o să le trecem toate prostiile. Asta trebuie să înțeleagă. Am încheiat emisiunea, ca să spun așa, timpul s-a scurs. Mulțumesc tare mult. Am aflat multe lucruri importante, zic eu, pentru sau despre ce se întâmplă în administrația județului Hunedoara. Până la urmă, faceți bine ce faceți acolo. Sunteți capul limpede. Domnule, da? Noi suntem obiectivi și votăm în interesul cetățeanului, pentru că de-aia m-am dus acolo și am jurat să reprezint interesul cetățeanului. Nu nici al lui Întetoră, nici al lui Nistor, nici al lui Bobora, sau mai știu eu ce alte zăpăcenii care vor ei să facă. Nu. Dacă sunt corecți și fac lucruri bune, proiectele trec și le susținem. Iar dacă nu, să înțeleagă că noi nu suntem mașina lor de vot. Și vom sancționa toate greșelile care le fac. Mulțumesc tare mult, domnule Marius Mădulescu. Succes și rămâneți la fel de combatant. Nu? Vă mulțumesc mult. Da. Dragi prieteni, a fost ediția de astăzi a emisiunii Vorbește Lumea. Suntem, iată, încă într-o ediție în care am reușit să aflăm lucruri care se întâmplă în județul Hunedoara. Mulțumesc încă o dată. Vă doresc după masă frumoasă în continuare. Vă dau întâlnire pentru mâine la ora 16. Cel mai bine, la revedere!